Este joi, 18 mai. Am venit la mine pe la Stupi să văd stadiul ramelor introduse pentru a forma nuclee de împerechiere. Acum i-am prins când s-a făcut puțin cald și iese puietul la zbor. Aici am nucleele care vor fi populate. Am și pe altă vatră. Este o buzeială mare pe aici pentru că ieși și trântorii. Am dus familiile în 10 rame pe vetrele mele, dar încă nu e nevoie de cat pentru că la noi în Gorj n-am florit salcâmul și nici nu știu dacă mai are ce înflori pentru că nu este aici pe vatră la mine, nu sunt flori în salcâmul care se vede. Mai sunt câteva flori de păducel, dar vor fi probleme. Nu știu ce se va întâmpla. Eu nu pot să prezic nimic sigur. Am toate familiile în 10 rame duse, câteva mai sunt în 8 sau 9 rame. Nu este nevoie de cat pentru că nu vreau să risc, fiindcă și săptămâna viitoare se anunță a fi răcăroasă și nu voi pune caturile decât atunci când va înflori ce este de înflorit și pe la noi, pentru că aproximativ am înțeles că pe deal ar fi ceva flori, dar foarte puține. Ajung aici și voi desface o familie de albine pentru a vedea cum a evoluat după ce am pus cele două rame artificiale și rama cu săptămâna trecută a fost ploi, rama cu două jumătăți se află cam așa. Aici a fost construită. Este puiet larvar. Aici deja a început să-l căpăcească. Iar cele două rame artificiale care au fost introduse în marginea cuibului sunt construite. Nu bine, dar sunt construite, una aici și una în partea cealaltă. Așa arată. Nu sunt urme de boci, că pentru că și asta ar trebui să verific, dar eu nu cred că am, pentru că atunci când formează familiile, să zic așa, pentru a primi caturile, iau rame cu puiet de la familiile mai puternice și le împrăști, să zic așa, pe la stup mai micuți, dar care sunt potențial de a lua caturile. Cam așa arată. Nu este
vorba de a pune caturile, pentru că nu vreau să risc să mă vaid mai târziu că am puiet văros, pentru că e foarte simplu de a apărea puietul văros. Trăim niște zile și niște săptămâni ale lunii aprilie și mai, în care a alternat foarte mult frigul cu căldura, dar căldură cât de cât, sau să zic așa, foarte puțină, și a fost un mediu foarte prielnic de a se dezvolta puietul văros. Eu ce vreau să spun despre stupina mea sau stupinele mele, că momentan suntem în grafic, probabil mierea nu se va face. Am vrut să fac să populez nucleele din perichere cam înainte de a înflori salcâmul, dar nedezvoltându-se cum aș fi vrut toate familiile și observând că nu este salcâm, măcar să obțină, să mențină familiile cât de cât puternice și să își strângă pentru ele, pentru că nu se știe ce se va întâmpla. Măți voi face, sigur, după salcâm, așa că eu mă țin pererea în legătură cu creșterea măților, că o matcă crescută în nuclee de împerechere mai mari este mai viabilă, mai bună decât în acele nuclee micuțe. Aici părerile sunt împărțite, nu vreau să intru cu argumente și contraargumente. Am familiile bune, am familiile sănătoase, am numai carpatină, ceea ce mă bucur că n-am ajuns în faza în care să încep să vorbesc vrute și nevrute, în sensul că eu vând și bucfas și carnica și de toate și am, cum să spun așa, tot ce se caută pe piață. Nu e adevărat. Acele poze și acele imagini care se vând ca și reclamă pe internet, că se vând din o stupină 3-4 feluri de măci, poate și 5, sunt aiurel de 2 lei și prind, pentru că lumea nu prea se pricepe. Domne, așa e ca și cu mierea de la magazin. Scrie pe ea miere, cum discutam cu cineva. Este miere și nu își permite nimeni să ducă magazin miere care nu e miere. Așa se crede și despre măști. Nimeni nu poate să vândă bucfas și să nu fie bucfas. De unde? De unde și până unde? Nu poate să existe bucfas și carnica și lingusta și caucaziană carpatină în aceeași vatră. Aștia sunt aiurel de 2 lei și atunci când mățile ies din bot și se observă că e mai deschisă la culoare, e bucfas, când este puțin mai închisă sau chiar închisă de tot, e carnica, mai deschisă puțin cu inelele mai sus galbene, e carpatină, și cu mai multe inele galbene, e caucaziană. Astea sunt timpurile în care trăim, dar, în general, mățile produse prin transvazare sunt bune, nu contează că îi zice X sau Y, să mai deschidă o familie de albine, nu știu asta de lângă mine dacă este cât de cât să pot să o deschid, pentru că da, asta e pe 9 rame, nu este pe 10, pentru că am și familii care nu sunt pe 10 rame. Eu am pe aici niște familii care s-ar credea că le-am pus caturi, dar nu le-am pus caturi, pentru că sunt caturi goale cu o rame de 1 pe 1 care vor fi puse la familii, pentru că mi-a rămas niște rame construite și atunci când am pus ramele artificiale, mi-a rămas în plus. Aici cred că am ramele acelea jumătăți, pentru că mi-am adus aminte pe acest rând, nu am nicio ramă introdusă, pentru că era pregătit spre vânzare și
nu am reușit, nu sunt clienți, nu este cerere, iar pe aici, prin zona asta, sunt familii care au toate rame cu jumătăți introduse. Hai să deschidem aici una, să vedem dacă are ramă cu jumătăți pentru a forma nuclee introdusă. Eu știu că în zona asta sunt familii introduse, familii în care au fost introduse cam așa arată. A primit aici rama cu jumătate, s-a mai primit rame artificiale. Ridică rama să văd în ce stadiu se află puietul pe ea, pentru că eu toate ramele introduse au fost cu faguri artificial. Cam așa arată. Este numai bună de a fi populată nucleele cu ea, dar acest lucru nu voi face, pentru că vreau să populez nucleele după ce va trece, să zic așa, salcâmul care nu se știe dacă va fi ceva, pentru că așa cum am spus, nu sunt flori. Și aici am o lizieră sau un pâl de salchim chiar în stupină. Nu am absolut nicio floare și ceea ce se va întâmpla n-aș putea să prezic, dar sunt semnale de alarmă care trebuie trase de toată lumea. Eu mă bucur că am familiile sănătoase, așa cum câțiva m-au întrebat prin comentarii pe videoclipurile după YouTube, dacă știu vreo metodă de a trata puietul văros. Spun și acum, cum am spus de fiecare dată, că nu am puie văros și nu știu cum se tratează în afară de ceea ce există pe piață. Despre rapiță am vrut să mă duc. Nu știu dacă am făcut bine că nu m-am dus sau mai bine că am stat acasă, dar ce am siguranță e siguranța familiilor dezvoltate pe vatră. În urma culesului acum de păducel am scăpat să le dăm mâncare, pentru că le-am dat continuu și sunt sănătoase. Iar rapița a generat în mod sigur la foarte multă lume extinderea a celor care au avut puiet văros, pentru că s-a dus mult și cu puiet văros la rapiță în speranța că vor dezvolta familiile de albine. Acum nu știu, nu vreau să mă pronunț, dar când am auzit că și pe la mine prin zonă au fost tratați stupii de puiet văros, am început să iau distanță, pentru că această boală a familiilor de albine este cam greu tratabilă. Nu este așa periculoasă, dar reprezintă și modul de lucru al stuparului, ceea ce
pe mine mă interesează mult mai mult, pentru că știu că foarte mulți încearcă să fure startul cu ramele artificiale și la un moment dat vor avea probleme. Asta este, eu nu am cum să îi ajut și de la mine de aici, din Stupină, arătându-vă în continuare că sunt în mijlocul zilei, e ora 2 și în continuare, așa cum se știe, joacă puietul și ies trântorii la zbor. Deci, aproximativ, am familiile cam toate la fel. Sunt în 10 rame, câteva mai sunt în 8, în 8 rame. Nouă rame, cam 5%, să zic așa, 5-6 familii din 100 câte am pe această vatră, așa că văd că nu se leagă, nu înțeapă, este puțin cules și ajungând aici în zona Salcâmilor, vă arăt cam cum arată, nici frunze parcă nu au. Spun asta pentru că anul trecut aici erau flori până jos, Stupina plină. Nu știu ce aș mai putea să spun. Toată lumea comentează despre rapiță, despre caturi, despre ce a fost acolo, ce va fi în continuare. Ce aș putea să mai spun, doar un lucru care este minor și apicultorii mai experimentați sau mai în vârstă, să zic așa, știu că acele caturi arătate albite nu înseamnă că au și ramele pline, iar cei care au extras mierea de la rapiță, în mod sigur, au partea de jos goală, fiindcă albinele au depozitat sus, s-au extins jos și au făcut boș de ruire. Asta este. Fiecare își gestionează stupinele cum vrea, își pun 4-5 caturi, dar saltă pe al cu miere deasupra sau albit, iar pe la mijloc, pe la mijlocul stupilor sau caturilor este zona în care apare puietul vărus, pentru că acolo nu vor fi albine să acopere acele caturi introduse prin adăugare pentru a arăta cât de multe caturi punem. Până data viitoare, de aici, de la mine, din vatra principală, eu vă spun să auzim de bine și cu speranța că la Floarea Soarele va fi culesul cel mai bun anul ăsta. Vă salut și spor la muncă, spor la cântar, la Salcâm, la Salcâmul, care cel puțin pe aici, pe la mine sau în zona mea, nu este.